2 milioane de euro de la Uniunea Europeană vor fi investiți pentru reabilitarea și modernizarea școlii numărul 7. Aceasta va deveni singura unitate de învățământ care va îndeplini toate cerințele europene. Astăzi a fost semnat contractul care prevede acest lucru. Mă bucur foarte mult. Se va face bazin de not, sală de teatru, sală de sport, foarte multe. Singura școală care are un bazin de not, care va avea o sală polivalentă extraordinară, bineînțeles, un teren de sport, o sală de sport extraordinară. Acum suntem în linie dreaptă. 2 milioane de euro care s-au alocat pentru generala numărul 7, care este abandonată de ani de zile, de când s-a început să abandonat această lucrare. Odată cu semnarea contractului de finanțare pentru școala numărul 7, a venit încă o veste bună pentru unitățile de învățământ din Drobeta, Turnu Severin. S-a mai semnat un alt contract important pentru Liceul de Artă Paulian și ca o veste foarte bună mai urmează alte două școli în valoare de 2 milioane de euro, care se vor contracta în curând. Chiar astăzi am mai primit o comunicare pentru Liceul Lorin Sălăjean, unde și acolo mi s-a aprobat finanțarea, este aproape 1 milion de euro, și așteptăm școala numărul 1, deci este al patrulea proiect. Banii europeni au devenit o adevărată gură de oxigen în vremuri de criză, iar autoritățile din Mehedinți au înțeles acest lucru. Am introdus în economia județului Mehedinți circa 50 de milioane de euro prin diferite proiecte, fie accesate de Consiliul Județean, fie accesate de Primăria Municipiului Drobeta, Turnu Severin. Lucrările la școala numărul 7 vor începe în câteva luni. Mai întâi va avea loc licitația, iar apoi firma de construcții care va câștiga lucrarea are termen de finalizare 24 de luni.